Cum stă acest model la apă și infiltrațiile de apă? S-a observat că la acoperișul panoramic și trapă, când apar probleme cu infiltrațiile de apă, încep să apară scârțăieturi, zgomote nefirești la funcționarea trapei acoperișului panoramic și pe viitor se va infiltra acolo apă în jurul chederelor. Din mașină nu se observă prea bine unde se scurge apa sau de unde provine acea apă. Trebuie să te ridici undeva pe plafonul mașinii, să inspectezi bine plafonul, ce puncte ar fi unde se infiltrează apa.